Băieți și fete, urăsc să fac clipuri de genul ăsta, dar se pare că trebuie să-l fac. Ăsta e un clip de genul, ți-am zis eu? Și o să râd ca un retardat în timp ce mă laud cu ultimul meu gain din crypto gaming. Ai ghicit. Asta este. Am făcut ieri un clip despre cum să-ți cumperi un apartament sau, mă rog, o locuință cu 0 lei și am fost îmbrăcat la cămașă. E timpul să revenim la hipioțeala aia de care vorbeam în clip. Dacă n-ai văzut clipul ăla, îți recomand să-l urmărești. Acum vorbim de cu totul altceva. Ți-am zis de ce eu n-aș mai face niște investiții în imobiliare în momentul ăsta. Pentru că există un spațiu care îmi permite, de exemplu, să fac 4.000 de dolari în câteva minute. Și o să arăt cum. Nu înseamnă că o să faci tu aceeași sumă, dar am explicat metoda asta timp de 2 luni de zile pe canal. Am și scuipat când m-am exprimat ce am vrut eu să zic. Trecem mai departe. Cu ce începem? Păi hai să vă arăt ceva. Odată, piața este în creștere. De când toată lumea a spus că o să o luăm la vale, la 15.000, toată piața este în creștere. Da? Te simți mai deștept acum? Nu te mai lua după când toată lumea spune ceva, se va întâmpla exact invers. Și dacă ne uităm la Bitcoin, exact asta a făcut și cam toată piața după el. Dar ar trebui să mergem un pic mai jos la watchlist-ul meu. L-am mai făcut public până acum, parcă, da? Se numește Gaming Mayhem, da? Mi-am trecut aici listuța mea practic de jocuri sau metaversuri de astea micuțe care se construiesc în momentul ăsta și în care eu am luat parte la alocări la început de drum, în fază incipientă, care este dificil de obținut pentru toată lumea. Deci nu toată lumea o să aibă acces la început de drum să intre cu 10 cenți per token. Unele se listează, dar toate, negreșit, toate fac crash sau dump sau cum vrei tu să-i spui. Și prima dată, până să ajung la subiectul principal, mai rămâi puțin aici, o să mă uit la Gold Fever. Ăsta este, pentru mine este ca un bebeluș. Ăsta e primul crypto game în care am investit și când am văzut ce poate să facă partea asta de crypto gaming, pentru că până ajungem la metaversul final, creștem metaversuri micuțe în crypto games. Și ține neapărat cont de ce spun acum, pentru că poate mănâncă pentru unii pe care o să-i mai auzi prin comentarii, dar o să vezi că are sens pe măsură ce înaintăm în timp. Și hai să vedem ce a făcut Price Baby-ul meu, da? Ce am zis că o să facă mereu. Hai să micșorăm puțin chart-ul ăsta și mergem fix la început de tot. Aici, adică. A crescut de la, mă rog, 3,8 dolari cu cât a fost listat, s-a dus la 6 dolari, da? Deci eu l-am cumpărat cu 10 cenți. A făcut 38x la lansare, a ajuns la 60x după aia, da, cu prețul meu de cumpărare. Și după aia a făcut corecție. Da, s-a dus înapoi la 4,54 și tot așa. Până la un moment dat când a început să crească masiv. De ce? Eram în creștere cu toată piața. Deci negreșit, chestia asta se întâmplă cu toată piața. Dacă Bitcoin crește și ajunge la valori mai mari, cam toată piața de dedesubt începe și ea să crească, dar după Bitcoin. După ce își face numărul Bitcoin, de abia după aia își fac și astelalte numărul. Mai ales microcap-urile astea care sunt niște proiecte cu market cap mai micuț, adică 5-10 milioane de dolari, foarte, foarte mic. Cele din top 100 au miliarde, mă rog, Bitcoin avea un trilion. S-a dus frumos până la 9 dolari. S-a corectat un pic, iar. S-a corectat un pic, iar. Mi se pare că a depășit 10. După aceea, că toată lumea mă întreba aici, băi, să cumpăr? Și eu le-am explicat, nu cumpărați acum, pentru că pump-ul ăsta se întâmplă la toate proiectele. Deci de cum se lansează practic un proiect, dacă are hype, dacă avem piața care ne ajută, adică este în creștere piața, toate fac 15x, 50x, 100x, e măcel peste tot, face o grămadă de bani. Dar când piața este în scădere, pentru că întotdeauna piața va veni în scădere, nu contează în cât timp se întâmplă, se va întâmpla oricum, n-ai cum să prezici. Ușor, ușor ne-am dus la vale și am intrat pe roșu, pentru o perioadă destul de lungă. Când toată lumea m-a întrebat ce să facă aici de când a început creșul, ăsta este cel mai bun moment să cumperi. Deci nu cumperi aici când vezi că crește tot. Niciodată nu facem asta. Cel puțin nu ăștia sănătoși la cap de pe canalul ăsta, da? Care se uită de ceva timp. Aici, când e roșu ăsta masiv, aici cumperi. E clar că este un prag, nu știu dacă psihologic neapărat, s-au și blocat token, da, la yield farming, adică la staking, nu prea mai poate să scadă de aici, e posibil să mai scadă, dar vedem cum s-a făcut un floor din ăsta masiv, pentru că aici a avut volatilitate cât de cât. Aici nu prea mai are ce să facă, are nevoie de ceva development, da? Și atunci, asta este de aici. Deci de aici, de când a început să scadă, mie îmi place să o denumesc partea de development. Este hype-ul de început, când se lansează proiectul, crește ca nebunul, îți iei profiturile atunci, exact cum am explicat că se face, după aia urmează o tranșă de development. Nu mai e hype, nu mai interesează pe nimeni, toată lumea se duce ok și au luat profiturile, se bagă în altele, inclusiv eu am făcut asta. Deci ne uităm frumos la perioada asta care urmează, care este mult mai lungă decât perioada de creștere, pentru că jocul nu este jucabil încă, nu are maturitate, nu știm ce o să iasă, habar n-avem, speculăm. Și atunci, deja se construiește în moment
momentul ăsta deci se construie. Dacă îi urmărești pe Gold Fever pe Twitter, o să vezi că postează mereu chestii de development. Aici mă uit eu. Urmăresc constant ca să nu pierd practic șirul. Pe măsură ce face development din ce în ce mai masiv, da, prețul rămânând la fel, fundamentalele cresc. Acolo trebuie să ne uităm. Dar bineînțeles, sentimentul de piață e în scădere. Asta este. Și acum, ajungem practic la topicul principal. Să vă arăt exact la ce mă refer. Și ca o recapitulare scurtă la toate, poate ești nou la mine pe canal, la toate clipurile pe care le-am făcut până acum, despre trei modalități să intri în proiecte de genul ăsta. Unul la mână. Poți să te bagi în proiecte la început de drum, în fază incipientă, dacă 1. Faci parte dintr-un VC, de exemplu Legion Ventures, și găsești în descriere un link ca să mergi la ei pe Discord și acolo poți să investești în proiecte de genul ăsta în fază super incipientă, la preț de token 2 cenți, 5 cenți, 10 cenți, după aia când se listează fac un dolar direct, dar o să plătești un fee, 10%, și băieții o să își lanseze o serie de NFT-uri, 1200 la număr, și dacă ai NFT-ul ăla o să ai întâietate practic la toate tombole, înainte se numeau tombole prin launchpad-uri, care e pasul 2 de fapt, dar dacă ai un NFT de la ei care o să coste ceva bani, o să poți să fii băgat gen în față. E ca un bribe, să zicem. Dacă ești cineva cu NFT-ul ăsta, o să intri mai repede în alocări de genul în fază incipientă la proiecte care nu s-au listat public. Partea a doua sau faza a doua. Proiectul respectiv. Deci faza întâi a fost asta, când te bagi în alocări, când mai nimeni nu știe de proiect. Faza a doua. Te duci frumos pe launchpad-uri, exact ce ziceam, blochezi tokenul nativ pe launchpad, îl pui la staking și astfel ești eligibil, am zis eligibil, eligibil ca să participi practic la loteria aia sau să primești alocare garantat. Depinde câți bani ai blocat la ei. Și asta e cu Dutevino. Avem Seedify, care e un launchpad foarte, foarte bun. La fel pățesc. Când e vorba de token, întotdeauna se va întâmpla chestia asta de drop-uri și de iar de creștere și iar drop și, mă rog, exact ce vedem și aici. Cum s-a lansat, a avut o creștere, nici măcar nu se vede aici, destul de mare. După aia, masiv a crescut. După aia, o perioadă, bineînțeles, cea din vară. A fost o perioadă de stagnare, să zicem, sau poți să o numești și cum vrei tu. Dump, ar spune unii. Rug pull, ar spune alții, dar habar n-au ce vorbesc. După aia, iar creștere, s-a menținut, s-a format practic un suport, o acumulare mai masivă aici, iar o creștere, iar o scădere mică, iar o creștere masivă, iar a scăzut acum și se pregătește de, mă rog, pe măsură ce vin cu mai multe proiecte, deci ăsta este un launchpad, da? Seedify Fund, adică S-Fund, este tokenul lor nativ. Trebuie să cumperi S-Fund, să-l pui la staking și ai mai multe levele. Nu intru mai multe în detalii, dar un launchpad foarte bun cu care țin legătura de ceva timp, cred că s-au făcut 2 luni până acum. La fel și DAOmaker. Nu știu dacă ai auzit de ele sau nu, dar aici practic trebuie să blochezi bani ca să participi cu alocare la proiectele de care ziceam. Doar că alocarea este destul de micuță, dar poți să participi la foarte multe proiecte. Aia e diferența. Sunt avantaje și dezavantaje. Și atunci a treia variantă pe care poți să o aplici este asta de azi. Ai picat exact la fix. Mergem frumos înapoi. Perioada cea mai bună să cumperi, pentru că dacă tu intri în vesting, adică intri în alocare la început de drum, da, te bagi pentru un VC, de exemplu, cum e Legion Ventures, o să ai perioada de vesting, adică o să primești tokenurile alea 10% la lansare, în medie, cam așa se întâmplă. Unele oferă 5% din tokenuri, deci nu primești tot. Tu trimiți sumele pe adresa respectivă, dar nu primești tot deodată. Primești 10% și după aia, în decurs de 12 luni, sau eu, de exemplu, la Gold Fever am 23 de luni de vesting. Adică trebuie să aștept 23 de luni să primesc în fiecare lună cât un procentaj din toate tokenurile mele. Asta practic te ferește de dump-uri, adică te protejează inclusiv pe tine, dacă proiectul e bun, să ai făcut research. Dacă te bagi pe launchpad-uri, la parte de launchpad primești vreo 20% din tokenii ăștia. Și atunci ai putea să faci un dump mai major. Doar că launchpad-urile nu primesc partea de alocare așa de mare. De exemplu, în partea mea unde mă bag eu, se dau undeva la 7% din toți tokenii. La partea de launchpad se dau undeva la sub 1%, ceva de genul, tocmai ca să evite dumpingul, da? Deci ăla a fost pasul 2. Pasul 3 este să mergi pur și simplu, și ăsta este topicul de azi, Crypto Tanks. Este unul din proiectele în care eu m-am băgat. Și am vorbit despre el pe TikTok, pe Twitter, nu mai știu dacă și pe YouTube. Dar nu contează numele proiectului, exact cum zic mereu. Nu contează numele proiectului, research-ul este același, pump și dump sau cum vrei tu să le denumești sunt același mereu. Dacă ne uităm pe all, ghișce, avem același tip de grafic. Ne ducem frumos la început de drum, eu am cumpărat la 7 cenți practic proiectul ăsta. Și aici pe CoinMarketCap l-au listat ei la 0.11. Nu a făcut, adică a avut un succes foarte, foarte micuț sau spre deloc. A făcut 35 de cenți, adică undeva la 5x fix după lansare. A avut creșterea asta, să zicem, parabolică. Deodată, nu am vândut nimic. De ce? Piața era în scădere majoră. Eram în 26-12. Eram maxim. Și am luat un risc. Adică eu de obicei practic îmi vând primele tokenuri care îmi intră, tocmai ca să-mi recuperez investiția, să elimin riscul și după aia trebuie să mai îmi vină 90% din tokenuri. Ce a făcut ăsta? Exact ce am zis în toate clipurile pe care le-am făcut pe YouTube despre crypto gaming. A făcut un dump și a intrat în perioada de dev, cum îmi place mie să-i spun. Și mergem frumos mai departe. Exact ce am zis și la Gold Fever. A urmat o perioadă de dev, au scos băieții mai multe feature-uri, au dat drumul la varianta beta și probabil că userii au început să folosească și au început să facă niște anunțuri, adică să repornească hype.
hype-ul, da? Deci întotdeauna vom vedea același la toate proiectele. Dar la crypto gaming este puțin mai pe hype. De ce? Pentru că este fix la început de drum și lumea poate să facă inclusiv de la lansare, de la 11 cenți la 35 în decurs de 3 zile. Adică practic îți iei banii de 3 ori mai mult în decurs de 3 zile. Unde mai vezi chestia asta? La shitcoin-uri o vedeam. Nu cred că mai e cazul în 2022. De asta mă focusez foarte, foarte mult aici. Și ghișe, am făcut aproape 4.000 de dolari când am văzut practic o parte din tokenurile astea pe care le-am primit la început. Așteptând. De ce? Pentru că asta a făcut într-o zi. Deci uite cum se vede graficul ăsta. E, mă rog, acum a început să scadă, bineînțeles, dar am apucat să vând. Deci a ajuns la $1.24. Eu am vândut, mi se pare, la $1, ceva de genul. Și am cumpărat cu 7 cenți. N-am vândut nimic, am așteptat, știam că urmează chestia asta, până a făcut, nu toate o să facă chestia asta din prima, sau o să o facă exact așa. Altele cresc ușor, nu parabolic neapărat. Cam aici văd eu practic partea de crypto gaming și ce potențial are. Ăsta e un alt nivel de hype. Dar după aia o să urmeze o corecție, exact cum a fost și în partea asta altă, dacă ne uităm din nou. Când văd creștere parabolică, eu mă panichez. Încep să vând. De ce? Pentru că dacă e o creștere parabolică, n-are cum să mai continue. Poate maxim să mai continue un pic, dar n-am de unde să știu. Și atunci am văzut creșterea parabolică, dacă este exact cum o vedem pe chart aici. Deci aproape la 90 de grade. Aici a scăzut puțin. Eu, de exemplu, aici m-aș fi panicat și aș fi vândut, da? Pentru că nu știam că mai urmează un al doilea vârf. Dar a urmat al doilea vârf și după aia dump-ul direct. Deci eram mai safe să vând aici decât să stau și să facă poate de aici încolo. Să facă chestia asta. N-ai de unde să știi niciodată. Și atunci, asta a făcut în al doilea stadiu după development. Practic, asta este partea în care începe ușor-ușor adopția. N-am niște termeni pe care i-am găsit undeva, pur și simplu i-am inventat eu. Crypto Tanks ăsta era un joculeț destul de simpluț. La ce mă mai uit, practic, momentan și în ce am investit recent, tu nu o să poți să investești pentru că chiar astăzi este IGO pe CDFi, este Plutonians. Arată foarte mișto, inclusiv trailerul. They always said the sky is the limit. Precipice of an intergalactic awakening. Today, as the Interplanetary Union seeks to dominate the 8 planets of our solar system, and life as we've known it will never be the same. Freedom in our solar system. The universe knows no boundaries. Full of life and arată binișor, da, dar nu mă uit fix la asta acum, pentru că, la fel ca orice alt proiect, este fix la început, are 77.000 de followeri, ceea ce e binișor pentru Twitter în momentul ăsta. Și văd, practic, proiectul ăsta lansat fix acum când piața este în creștere, da, față de 33.000 cât am fost la dip. Deci asta este diferența, că am mai făcut un clip exact de genul și v-am zis, când piața este în scădere masivă, toate jocurile care se lansează o să fie un 3x, 2x de ăsta lejer, 10x poate, dar n-ai timp nici măcar să faci 10x-ul, poate un 15x, poate 20, depinde. Dar pe ăsta-l văd să facă mai mult. Mai ales acum, că se lansează fix acum. După IGO, la câteva zile de obicei vine TGO, da? Cred că știți ce înseamnă, am povestit și despre asta, dacă nu, uitați-vă la toate clipurile mele, asta este. Și are destul de multe parteneriate destul de bune din ce am văzut până acum. De asta am și investit, că nu investeam de tâmpit. Dar îl văd să facă exact ce fac toate. Deci cam așa îl văd și pe ăsta. Ceva de genul la listare, după aia o corecție majoră, după aia dacă proiectul este bun și are în continuare hype și dezvoltă și anunță și fac chestii, văd ceva de genul. Nici chiar așa, dar tot în zona asta cam toate fac la fel. Toate fac la fel. Sau toate sunt la fel, cum ar spune paraziții sau chelo. Dacă ați avut răbdare, dacă v-ați băgat în, nu neapărat în ăsta, v-am dat o grămadă, o plajă foarte largă de proiecte de genul ăsta, inclusiv unele în care eu nu m-am băgat, deși au făcut 125x, știam cum să explodeze. Monkey Ball, dacă mai țineți minte. Dacă nu, asta este. Deci de asta m-am îmbrăcat azi ca un hipiot. Am făcut clipul ăsta pe repede înainte, tocmai ca să vă arăt că se poate să se facă și bani. Se pot face bani? Mă rog. Acum fiecare e liber să aleagă. Fie că vrei să-ți cumperi un apartament, fie că vrei să investești aici sau în altă parte, sau în NFT-uri, o altă chestie foarte interesantă, există șanse să faci cam același și în partea de NFT-uri, că sunt proiecte care se comportă exact la fel. Doar că trebuie să ai răbdare, deci vedem cât durează creșterea aici, pentru că suntem la început de drum cu toate criptogame-urile astea, cât durează de fapt scăderea și menținerea. Durează foarte mult. Aici este practic testată răbdarea celor care au investit sau care au intrat după, habar n-am. După aia o să vină și reward-ul. Mie mi se pare cel mai ușor lucru să poți să faci bani în spațiu ăsta în criptogame în momentul ăsta. Nu zic că o să facă toată lumea. Dacă vrei să afli mai multe chestii, du-te și uită-te la clipurile mele, începând cu sfârșit de noiembrie neapărat. Ia-le pe toate, cap-coadă, pentru că am făcut toate cele trei metode, practic, de a intra în jocuri de genul ăsta, să investești și acolo, și acolo, și acolo, și care e procedura prin care tu poți să ieși și cu profit. Unii au ascultat, alții m-au înjurat, nu contează. Eu îmi fac banii și sunt aici doar să arăt și nu dau sfaturi financiare. În niciun caz, e un domeniu super speculativ. Ce fac în momentul ăsta, dacă vrei să faci ceva care nu e speculativ, te duci la clipul meu anterior și te uiți cum poți să-ți cumperi un imobil cu 0 lei și investești în imobiliare. Pentru că sunt oportunități peste tot acum, eu nu zic să faci exact ce fac
ce fac eu. De fapt, ar fi chiar stupid. Și sincer, nu cred că am mai zis asta vreodată, dar ai fi chiar un dobitoc dacă ai investi exact cum investesc eu în ce investesc eu. Nu mai știu dacă am zis sau nu. Te pupa!